Бună seara! Astăzi vă voi povesti istoria unui băiat care s-a născut într-o zi friguroasă de iarnă. Afară era în jur de plus 18 grade, la ora 18 dimineața, în data de 4 august 1987. Într-o familie simplă de muncitori care așteptau acest copil foarte, foarte, foarte mult. Copilăria sa a fost destul de interesantă și la vârsta de 3 ani, la grădiniță, a avut așa o întâmplare care, putem să spunem că l-a marcat într-o oarecare măsură și întâmplarea aceea suna felul următor. Acest băiețel și un alt coleg de-al său aveau un mic conflict. Înlăcinați-vă o poartă, un gard, o mică portiță pe care era atârnată o lăcată. Al doilea zice, asta este cloșca. Primul spune, nu, asta este lăcată. Nu, asta este cloșca. Nu, asta este lăcată. Conflictul dura în jur de 20 de minute, s-a finisat cu un match de box, cu doi dinți dezbătuți și într-un final a rămas că asta este lăcată. Îmi pare bine pentru asta și dacă ceva asta este măr, da? Asta e mici. Vorbim de urmă. După care au urmat 9 ani de școală, mai bine zis 9 ani de liniveală, care s-au finisat cu o medie de 7,75 și cu prezicerea viitorului, care a unui profesor care nu s-a îndeplinit, dar asta este o altă istorie. Și ce vreau să vă spun, o întâmplare din timpul școlii suna în felul următor. Timp de 9 ani de zile, acest băiat a mai făcut și clasă muzicală. Cânta la acordeon, pian, fluier și vioară. Și imaginați-vă, joi seara, la orele 5, era ora de acordeon. După finisarea orelor de acordeon, el trebuia să pună acordeonul în cabinetul de muzică. Dar pe drum, de la cabinetul de muzică, trecea pe lângă cabinetul de limbă engleză, în care a doua zi dimineața, la ora 8, avea prima lecție de limbă engleză. Știți, lăcată la ușă, așa, destul de mare, cu cheie foarte mare, și este un spațiu, o gaură. Ce făcea el? Trăgea un pumn în ușă, cădea tencuială, lua tencuială, băga în lăcată și se ducea liniștit acasă și a doua zi dimineața putea să întârzi la lecție cu 10-15 minute. Dar de fiecare dată când venea dimineața la lecție, se temea și se gândea, oare de data asta să-l prindă, ori nu. După liceu a urmat colegiu, 4 ani de colegiu, care au fost destul de interesanți. Totodată acest copil s-a maturizat și glumele lui și năzbâtele lui s-au maturizat. Glumele lui, la moment, sună cam în felul următor. Cu siguranță în această sală sunt minim 2 persoane care au fost sunate de către SIS, Inspectoratul Fiscal de Stat, de către Poliție, Ministerul Afacerilor Interne. Dacă vă sună cineva, să știți că probabilitatea să fie o farsă este destul de mare. Și aveți grijă cu dați numărul de telefon. La moment, acest băiat își face studiile la Universitatea Tehnică, lucrează în calitate de bucătar, bucătar personal ambasadorului Germaniei în Moldova. Mai lucrează și ca prezentator la Jurnal TV. Și, desigur, copilul din el se maturizează, se schimbă. Și farsele lui tot se schimbă. Dar fiecare din noi suntem un copil. Și noi trebuie să ținem minte acest lucru. Să nu ucidem copilul din noi. Și de fiecare dată să încercăm și să-i facem o sărbătoare lui. Cu siguranță mulți dintre voi aveți niște capricii, aveți niște dorințe foarte mari. Nu vă place, de exemplu, mie nu-mi place morcovul fiert, nu-mi place ceapă prăjită și ceapă fiartă. Dar îmi vezi la nebunie ciocolată înghețată și fetele cu bucle cu simțul umorului foarte bun. Acestea fiind spuse, vreau să vă mai spun că faceți o sărbătoare copilului din voi și încercați de fiecare dată să rămâneți acei copii, decât în la vârsta care o aveți și să nu uitați de voi. Vă mulțumesc pentru atenție!